ale comisiei. Acestea fiind spuse, sigur că în măsura în care mai vorbim încă de corupție în România, nu de combaterea marii corupții, ci de exemplu de prevenire. Raportul spune că avem încă multe lucruri de făcut în ceea ce privește prevenirea corupției. Probabil că este inevitabil ca o anumită legătură între, nu între Schengen și raport, dar între raport sau între acest aspect al corupției și absolut orice fel de zonă de funcționare a unei societăți să fie făcut.